Bună ziua, dragi pofticeși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi voi pregăti fish and chips, ce este considerată neoficială mâncare britanică, care la sigur o să vă placă. Și acum, hai să trecem la treabă! Mai întâi de toate, taie cartofii bețișoare groase de mărimea unui deget. După care tamponează bețișoarele de cartofi cu un prosop de hârtie pentru a scăpa de excesul de apă. Pune cartofii într-un bol. Toarnă deasupra ulei, amestecă bine și condimentează cu usturoi granulat, pudră de ardei chili, sare, piper și amestecă din nou totul împreună. Aranjează cartofii pe o tavă de copt tapetată cu foaie de copt. Coace cartofii în cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius 35-40 de minute sau până se rumenesc frumos. Între timp, ocupă-te de pește. Pune într-un bol făina, toarnă deasupra bere sau apă minerală, condimentează cu sare, piper și mixează bine cu ajutorul unui tel până nu vei avea cocoloașe. Ia un alt bol și toarnă în el 100 de grame de făină, răzuiește deasupra coaja de la o jumătate de lămâie, condimentează cu sare, piper și amestecă. Taie peștele bucăți cu lungime aproximativă de 10-12 cm și lățime de 5 cm. Tăvălește peștele prin făină aromată, apoi acoperă cu aluatul pregătit mai devreme și scutură puțin pentru a îndepărta excesul de aluat. Prăjește peștele în baie de ulei bine încins câte 4-5 minute pe fiecare parte sau până se rumenește frumos. După care scoate peștele pe o farfurie acoperită cu prosop de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei. Între timp, pregătește sosul. Pune într-un bol iaurtul natural, apoi taie mărunt castraveții de tip cornișon, caperele și mărarul, după care adaugă-le peste iaurt. Scurge deasupra puțin suc de lămâie și condimentează cu sare și piper. Amestecă totul împreună și servește peștele pane cu acest sos și cu cartofi copți. Poftă bună! De obicei și cartofii se prăjesc în fritioză, doar că eu astăzi am ales să-i copt. Rețeta întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valeriesfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!